Cui sau adulți, căței din adăpost au fost pentru o zi în centrul atenției. Voluntarii le-au adus hrană, s-au jucat cu ei, iar unii mai norocoși și-au găsit și un stăpân. Domnul Gheorghe Vancea din Craiova a venit cu soția pentru a adopta un cățel. Și-au dorit unul mai mare, care să le păzească curtea de la țară și l-au găsit pe Rex. Cel mai fericit! Mulțumesc să trăiți! La șopot! La șopot! Să păzească curtea! Păsările, porcii! Aveți nevoie de cățel, nu aveți? Da, da, un câine mare. Un câine mare, că mai sunt și fiarele câmpului, ale pădurii. Ați mai adoptat până acum? Nu. Acum e prima dată. Și v-ați hotărât? În vorbire cu băieții să-i un lup mare și rămaseră să căutăm. Astfel de evenimente sunt organizate pentru a ajuta cât mai mulți căței fără stăpân să-și găsească o casă. Cei care nu sunt adoptați sunt eutanasiați după 14 zile. Numărul lor demonstrează că oamenii, în loc să sterilizeze, preferă să abandoneze căței. Încă nu se conștientizează până în momentul de față că singura soluție pentru rezolvarea fenomenului cățeilor de pe stradă este sterilizarea în masă a acestora. Este perioada de primăvară, sunt foarte mulți cățeluși de vârste frage, de 3-4 luni abandonați aici. Sunt și câini adulți care nu au mai fost doriți în gospodăriile populației și au ajuns în adăpost. Este ziua declarată Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân. În acest sens, SECE Salubritate a găsit de cuvință să organizeze un târg de adopții, târg ce are ca și scop promovarea adopțiilor în rândul cetățenilor și, bineînțeles, creșterea numărului câinilor în rândul celor cu stăpân. În 2010, în Olanda, a avut loc prima conferință națională dedicată animalelor fără stăpân, în cadrul căreia a fost inițiată o zi specială devenită ulterior Ziua Internațională a Animalelor Fără Stăpân. Data nu a fost aleasă întâmplător, ci la exact o jumătate de an de la aniversarea Zilei Mondiale a Animalelor, din 4 octombrie.